Salutare, dragii mei! Cerul cu puțin nori, mai vin unii pe aici. Mă rog, nu știu cât de bine se vede. Astea sunt panourile. 135, astea două și ăla are 140 și ceva. Adică se calculează în funcție de amperaj. Aici, într-o anexă, avem instalația. Deci nu sunt... Ăsta e invertorul de 4000, l-ați mai văzut. Și ia uitați ce vreau să vă arăt. Bateriile, da? Din august 2014. Septembrie 2015. Și ăsta august 2014. Deci două din august, unul din... Ăsta e din 2015. Așa sunt capsulate. Ne uitați aici, este invertor, arată tensiunea de intrare, tensiunea de ieșire, intră pe aici prin siguranța asta și merge printr-o gaură în perete, merge în casă, la fel și firele astea de la indicatorul din casă. Așa, cu clești. V-am arătat. De ce e cu clești invertorul ăsta? E de 12, se vede aici, 12. Și de ce e cu clești puși? Pentru că am mai luat bateriile astea pe timp de iarnă, am fost plecat și le-am mai băgat în casă. Dar în restul timpului, ele au stat numai aici, în frig. Astea sunt condițiile. Astea sunt... Vedeți, ăsta singur care încarcă, ăsta nu încarcă, ăsta nu încarcă, ăsta e de 12 amperi, ăsta e de 30 și ăsta tot de 30 de amperi. Dar nu mai sunt funcționale pentru că nu am panouri să montez pe ele. Cablu e pe aici pe undeva, cablu de la ăsta, de la ăsta, e acolo jos. Și acum face socoteala dumneavoastră. La bateriile astea nu mai sunt în parametri optimi, cu toate că ele n-au fost descărcate în blană. Și ăsta e invertorul de 4000, ați văzut, duce, la un moment dat se oprește. O să vă fac o demonstrație și cu invertoarele într-o zi. Să vedeți, ăsta este un TBE de 2000 de W, ăsta s-a ars de când l-am cumpărat, de nou. Este funcțional, nu este, este cu undă modificată față de ăsta, la altul cu undă pură. Se vede aici, acum nu știu cât de pură o fie, dar se vede diferența, o diferență foarte mare. Mai am aici un invertor, tot cu undă modificată, ăsta l-am ținut mai mult pentru pescuit, ca să aprind un bec, să... așa. Cam asta a fost video referitor la baterie, asta să vedem. Bateriile, uite, uitați aici. Ia. Se cheamă Jaret. Mă, din China, de 12V, 120 de amperi. Cam așa arată. Și cu astea fiind spuse, eu vă spun la revedere.